Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut. Yan Xi, Palatul Suspinelor, episodul 20. Împăratul îi dă lui Inglu ceva medicamente, dar s-a asigurat că este foarte amar ca o modalitate de a se răzbuna pe ea. Doctorul și Teian nu înțelege de ce împăratul nu o ucide pe Inglu pentru că și-a bătut joc de ele. Eunucul șef spune că nimeni nu știe cu adevărat ce gândește împăratul și spune că, deși împăratul o urăște pe Inglu, ea i-a salvat viața. Inglu este bolnavă în pat și Fuheng are grijă de ea, ajutând-o să-și pună unguentul. O sărută în secret în timp ce ea doarme. Ea se trezește a doua zi dimineață și se frecă pe față, întrebându-se cine era. Ea aude pe cineva venind, așa că se întinde înapoi pe pat. Ea pare dezamăgită când vede că doar doctorul și Tian a sosit. Se pare că Inglu s-a prefăcut că s-a îmbolnăvit mâncând alune, la care este alergică. Ea a făcut-o pentru ca împăratul să nu o poată pedepsi cât este bolnavă, mai ales dacă s-a îmbolnăvit îngrijindu-le pentru el. Doctorului admiră inteligența și jură că o va ajuta. Împăratul află că Inglu este mai bine. El observă că l-a păcălit de când s-a îmbolnăvit după el, dar s-a făcut bine înaintea lui. Când este pe drum să o confrunte, el aude servitoarele lăudându-le pentru că are inima mare pentru că nu a ucis-o pe Inglu, în ciuda lucrurilor pe care ea le-a spus pentru a le enerva. Împăratul renunță încă o dată să o pedepsească pe Inglu și ea ajunge să mai trăiască o zi. Inglu se apropie de Fuheng din spate și îi acoperă ochii. Fuheng îi spune să se oprească, deoarece vor avea mari probleme dacă sunt surprinși că sunt atât de aproape unul de celălalt. Chiar atunci, Hai Lanchea intră și îi spune lui Fuheng să nu-i mai dea schimburile. Inglu își dă seama că a mințit-o și iese. El o urmărește și o apucă de braț. O roagă să nu fie supărată pe el. Inglu întreabă de ce nu a recunoscut asta la început, apoi amenință că îi va spune împărăteasei despre asta. Se întoarce pentru a pleca, dar Fuheng o apucă de braț pentru a o trage înapoi. Fuheng se bâlbâie și nu știe cum să răspundă. Împărăteasa îi cere lui Inglu să o ajute să aleagă un tablou pentru cadoul de ziua împăratului. Miniu o întrerupe și își spune părerea. Împărăteasa este supărată că nu a ascultat și îi spune să plece. Inglu alege un tablou și își dă motivele. Împărăteasa și Lady Chun sunt ambele impresionate. Afară, Lady Shu a venit să o viziteze pe împărăteasă. Miniu vede asta și le spune să plece și că împărăteasa nu este acasă. Lady Shu este supărată când pleacă. Lady Shu ajunge să o viziteze pe Gao, încercând să-i câștige favoarea. Ea îi acceptă să fie parte din partea ei. Inglu îi dă împărătesei pictura terminată, doar pentru a vedea că este emoționată în timp ce strânge brățara fiului ei. Inglu o vizitează apoi pe mătușa Zhan și vorbesc că nu au indicii cu privire la moartea surorii ei. Apoi cere să obțină ceva care să o ajute pe împărăteasă. Mătușa Zhan afirmă că nu înțelege de ce o ajută pe împărăteasă, nu a vrut ea să se apropie de ea doar pentru a afla mai multe despre moartea surorii ei. Ea a spus că împărăteasa este foarte drăguță cu ea și o vede pe sora ei în împărăteasă. Împărăteasa îi dă tabloul împăratului și îi place cadoul. Gao îi prezintă apoi o orchestră occidentală. Împăratul pare un băiețel entuziasmat. Lady Shu îi oferă apoi cadoul ei, o perlă. Acest lucru îl face și pe împărat foarte fericit, deoarece era ceva pe care împărăteasa văduvă îl căuta de multă vreme. Împărăteasa pare tristă că cadoul ei a fost umbrit de ceilalți. Împărăteasa îi spune lui Inglu să documenteze toate cadourile, dar să aleagă câteva pentru împărăteasa văduvă. Miniu vine și ia cartea de la Inglu, spunând că ea a făcut întotdeauna sarcina. Inglu o lasă să o facă și pleacă. Inglu merge și dintr-o dată Fuheng o apucă. Ea nu știa că este el și îl calcă pe picior ca autoapărare. Apoi vede o trapă pe un perete și îl întreabă pe Fuheng pentru ce a fost. Dintr-o dată se stinge focuri de artificii și o sperie pe Inglu în timp ce se apucă de Fuheng.
Împăratul și toate consoartele urmăresc artificiile dintr-o altă zonă a palatului. Gao îl prinde de braț și arată spre artificii. Cu toate acestea, el o ignoră pentru a-i cere împărăteasei să se bucure de artificiile cu el. Focurile de artificii îi amintesc consortei Mian despre fratele ei mai mic, când obișnuiau să aprindă focuri de artificii împreună în copilărie. În timp ce artificiile aveau loc, Lady Shu a dispărut. Mai târziu, Miniu află că Perla lipsește și dă vina pe celelalte servitoare și pe Ying Lu, deoarece era inițial responsabilitatea ei să organizeze cadourile. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.